găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați venit aici la TVR Craiova, în noua grilă de toamnă, o altă emisiune Caravana TVR 3, într-un spațiu absolut de senzație. Caravana noastră s-a oprit astăzi la Muzeul Exilului din Craiova, unde se va întâmpla Gala Comunității Culturale. Deci, stați cu noi că exact. Aveți ce vedea. Vor fi foarte mulți artiști invitați. Se vor auzi așa acorduri extraordinare de jazz. Sigur avem pasionați de acest gen muzical. E și un timp foarte frumos. Exact. O vreme extraordinară. Exact. Așa că aveți toate motivele să rămâneți cu noi la Caravana TVR 3. Rămâneți aici! Suntem de vorbă cu Lucian Diedrică, viceprimar al Craiovei, și iată-ne la un eveniment cu totul deosebit organizat la Muzeul Exilului, Gala Comunităților Culturale. Aș vrea să ne explicați, apropo de comunitate culturală ca și concept, și despre evenimentul în sine și cu ce cuprinde el. Gala Comunităților Culturale este un eveniment care se află la a doua ediție, ediția din 2024. A pornit ca o provocare a lui Alexandru Băureanu, directorul Teatrului Național din Craiova, cel care a organizat prima astfel de gală. Până mai devreme, cultura este doar una, însă este formată din mai multe culturi. Ne referim ori la cea care este legată strict de carte, așa cum sunt bibliotecile și arhivele, muzeele care sunt depozitarea unui fond muzeal extrem de bogat, sau cel care merg în domeniul artistic, așa cum sunt filarmonica, opera, teatrele și așa mai departe. Ei bine, o astfel de gală reunește specialiști din toate aceste instituții la nivel local, că acum ne referim la Craiova, iar aceștia petrec o seară împreună, urmând cumva să stabilească noi legături, noi parteneriate pe care le vor dezvolta ulterior pentru organizarea de evenimente culturale. Și aici, dacă vă uitați puțin, această gală este organizată de o bibliotecă în curtea unui muzeu, iar pe scenă evoluează formații care astăzi sunt într-o avantpremieră, iar de mâine vor cânta la festivalul de jazz. Până la urmă, acest melanj, această combinație a tuturor acestor evenimente într-unul singur face să arate că o cultură vie este cea care înflorește și an de an aduce ceva nou. Evident că și în această seară noi vom lansa o provocare, vom arunca spre o altă instituție, cea care ar trebui anul viitor să organizeze o astfel de gală și de asemenea să vină cu un concept nou, să prezinte un eveniment care cumva trebuie să fie atractiv pentru comunitățile culturale craiovene. Iată, avem un artist consacrat și foarte cunoscut în Bulgaria, Bogdan Alexandrov, care are o expoziție aici. Avem o formație de jazz care vine din Germania și iată multe lucruri de astea care intră într-un melanj, așa cum spuneai, și dau o emulație, efectiv, o emulație, se simte. Până la urmă, într-un fel sau altul, în spatele unui astfel de eveniment se și vede o colaborare strânsă între persoane, personalități, personaje și instituții de care
nimeni nu este la prima vedere conștient. De exemplu, expoziția lui Bogdan Alexandrov de la Vidin, în spate are un consultant care de-a lungul timpului a fost cel care a supervizat și chiar a realizat partea de revigorare a acestei clădiri și mă refer strict la zona de tâmplărie de lemn și este vorba de Maestru Sinescu, spre exemplu. Da. Formația de jazz care va evolua în această seară este dirijată de Horia Dinu Nicolescu, cel care este parte a acestui muzeu prin colecțiile donate pentru că vine din exil. Într-un fel sau altul... Toți au legătură. Există așa o încrengătură care duce spre rădăcina de bază, care este evident cultura, cea care este un filon care întărește o nație, o societate, o comunitate. Da, mă gândesc că lucrările lui Bogdan Alexandrov ar putea fi vizionate pe un timp anume, există... Ele vor rămâne aici până la finalul anului, unele dintre ele sunt expuse aici în partea de intrare a curții vis-a-vis de muzeu, altele sunt expuse, cele care sunt pentru interior strict, iar altele sunt în ruinele, așa cum le numim noi, din spate, de asemenea disponibile până în 31 decembrie. This thing, a color, I just can't handle it. This thing, a color, I must get around to it. I ain't ready for the crazy little thing called love. This thing, a color, well, it cries in a cradle all night. It swings and it jives, it shakes all over like jellyfish. I kinda like it, a crazy little thing called love. There goes my baby. Oh, she knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cool, cool sweat. Gotta be cool, relax, get hip, get on my track. Take a back seat and hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready for the crazy little thing to go. Be cool, relax, come on, get hip, get on my track, take a back seat, hitchhike, come on, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Cool, cool sweat. Crazy little thing called love.
Ei bine, dragi prieteni, în minutele următoare am deosebită plăcere să dialoghez cu un om pe care îl prețuiesc enorm. Maestrul Dinu Horia Nicolaescu revine în Craiova cam după un an de zile, pentru că aici, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, se întâmplă lucruri frumoase. În primul rând, felicitări pentru tot ceea ce faceți, pentru această carieră extraordinară și mulțumesc din suflet pentru acest interviu pe care ni-l oferiți doar cu câteva minute înainte ca această scenă să vibreze a jazz. Vă mulțumesc foarte mult. Eu s-o socotesc că nu e nimic întâmplător în viață. Toată istoria s-o luăm de la capăt, că nu este timp. Am și eu un dulap cu ceea ce am făcut eu în viață în Muzeul Diasporei. Deci legătura este făcută așa cum știți, precum știți, de la televiziunea română. Mâine începe festivalul de jazz, unde noi vom fi primii care deschid acest festival, care durează până duminică. Aș vrea, dacă îmi permite, să nu ne raportăm la seara de mâine, pentru că noi vom fi prezenți și acolo și pentru că ne întoarcem aici, la muzeul acesta, să punctăm ceea ce ne-ați spus. Cei care o să viziteze Muzeul Exilului de aici, din Craiova, vă vor regăsi acolo cu o parte din sufletul dumneavoastră undeva. Da. Vedeți, noastră, am spus, mă rog, credința mea, da, că nu există nimic întâmplător în viață. Acum câțiva ani de zile, scriitorul Ion Munteanu, care a scris o carte dialog despre mine și familia noastră din Oltenia, mă întreabă la un festival de jazz, cred că sunt vreo 3 ani, maestre, zice, nu veniți cu mine. Unde? Păi sunt liber. Păi ce, eu am o treabă până la Muzeul Diasporei. Bine, nu, Munteanu, mă duc. Și am venit aici, domnul Munteanu, cartea, păi da, păi ce, dumnealui e Horia Dinu Nicolaescu. A, da, a venit domnul Izvoranu și zice, păi s-a spus că să-l chem pe director. Și a apărut domnul actualul viceprimar Lucian Dirică și zice, a, dumneavoastră, da, sunt de... Bun, doriți să ne donați cu tare, cu tare, cu tare. Și eu zic, domnule, nu am nimic împotrivă, dar e tot în limba germană. Păi, dar dumneavoastră credeți că Eugen Ionesco și... Să terminați cu... Când să mă comparați cu... Că e o glumă. Eugen Ionesco a fost Eugen Ionesco. Eu sunt și eu acolo. Bun. Pe parcurs au venit, după vreo câteva luni de zile, domnul Izvoranu cu încă doi... Totul era în construcție, să spunem. În lucru. Și venind, am golit tot ce aveam de la diplome și, apropo, că nu este nimic întâmplător în lume, am primit și medalia culturală germană în Bavaria, unde este fotografia totul în dulăpiorul meu pus. Deci s-au legat una cu alta și în diasporă și acolo. Deci, sigur că sufletește vorbind, nu o să luăm acum cu proverbe și zicători, dar sângele apă nu se face. Și atunci, vedeți dumneavoastră, probabil că noi, vietățile ăștia care ne numim oameni, avem o legătură cu pământul. Probabil. Pentru că eu, e altă atmosferă când vin aici. E stresul, dar e, nu știu, am și partea plăcută a stresului. Și mai ales că vin în țara mea de origine latină, la care totul nu e atât de strict. Și fii atent că avem, dacă nu ești cu 5 minute, bine, și eu sunt destul de în ghilimele câine în privința asta, punctualitate și că acolo... Punctualitate nemțească, da, nu? Dar aici o mai luăm ușor, așa, stai că vedem noi, totul se poate aranja. Ori acest flair
De aceea, dacă să fac o digresiune, de aceea Italia e patria mea a doua acolo, pentru că fără să mă duc în Italia, nu pot, că să-i văd pe italienii mei care dacă, mă, da, și că, pentru că suntem la fel. Da, pentru că am avut un prieten foarte, foarte bun, apropo de italieni, care au spus, voi ne-ați ocupat acum 2000 de ani, noi daci, e acum am venit noi peste voi. Așa că, da. Sunt toate motivele să-i facem pe cei care n-au ajuns până acum în Craiova să viziteze Muzeul Cărții și Exilului Românesc, pentru că o să întâlnească câteva din lucrurile care vă aparțin și pe care le-ați dat, cred, din tot sufletul comunității. Nu numai asta, să fiu sincer, nu suntem decât doi muzicieni. Caleia, care este fost dirijor în Spania, și cu mine, restul sunt mari oameni ai acestei nații, care de-a lungul anului au fost cu adevărat, până în zilele noastre, cu cunoscuți oameni de teatru, cunoscuți oameni de litere. Deci eu fac parte cu Caleia din minoritatea de muzicieni. Da. Minoritatea atât de frumoasă. Poate așa, că pentru încheiere, dacă ați putea să ne spuneți de unde vă luați toată această energie extraordinară, ca iată la cei 83 de ani să fiți pentru noi toți ceilalți un adevărat model, un adevărat exemplu. Încă mai exersează maestru Horia și acum, pentru a ieși așa exemplar o asemenea seară? Stimată doamnă, mi-am dat seama în momentul în care am ajuns în Germania că a ajunge la anumite trepte, nu numai munca, trebuie să găsești o modalitate de a dovedi ceva. Și atunci eu am spus în capul meu și am început de cum am ajuns să mă concentrez pe tineret. Și am început să iau copii de la 10 ani, 11 ani, cel pe care l-am numit acum și care a fost aici mâna mea stângă și dreaptă cum e, l-am luat la 14 ani, are 34. 20 de ani de când îi în care el, după ce am terminat, a plecat și în America să facă extra studii. Deci eu am avut minimum de-a lungul a 39 de ani, am fost de 3 ori reactivat. După pensie la 65, am fost 3 ani, încă o dată reactivat și încă o dată 3 ani și la 70 de ani am spus, vă mulțumesc foarte mult, la revedere. Și eu un pensionar liniștit. Nu, dar ei au rămas cu mine. Deci spuma, dacă îmi pot permite așa, au rămas lângă mine și continuăm la un anumit nivel, bineînțeles că nu pot dispune la turnee de o lună, pentru că fiecare dintre ei are și o a doua meserie pe care o da, sigur. Toți ai mei sunt ingineri, absolut toți ca meserie, dar că au și în afară de orchestra mea, deci că au și alte activități muzicale, bineînțeles, sunt luați pentru că sunt ca profesioniști. Dar deviza mea a fost, fraților, cine poate dintre voi să facă și o meserie stabilă, faceți-o. Cu muzica trebuie să încep să fii genial ca să poți să-ți câștigi și până la 60-70 ani, că e de acolo. Câți ani are bandul acesta, orchestra? Deci, la prima reactivare a mea, succesorul meu, un muzician de mare valoare, care se ocupa de tot, cum mă ocupam și eu, partea de jazz era o parte. Mi-a zis, te rog frumos, când am fost reactivat, am revenit. Dar numai cu câteva ore. Și mi-a zis, te rog eu frumos, reiați jazz-ul. Păi zic, de ce? Nu, mă depășește, nu, ce ai făcut tu, nu, hai, zic, termină cu prostile. Ce nu, eu spun, vezi, serios, mie nu mi-e rușine, e compozitor, a scris muzicalul pentru copii, pentru face, deci e muzician de mare valoare. Și atunci eu am preluat din nou
Și unul dintre ei a zis, acum 16 ani, a zis, păi stați puțin, meșterul a fost în țara lui, porecla lui a fost Cico. Păi hai să ne numim Cico Cezorgă. Și de aici a ieșit, dar nu de la mine, de la unul din muzicienii mei, care acum e tot inginer, dar nu mai e la mine, că e în Berlin. Și care a zis, nu, dom'le, ne numim de acum înainte. Și am comandat pupitre și tot. Este cu Cico Cezorgă. Și de atunci este Cico Cezorgă. Invităm pe prietenii noștri în continuare să urmărească emisiunea noastră presărată cu aceste momente de jazz aparte. Eu vă mulțumesc încă o dată mult de tot, să fie multă, multă sănătate și clar, ne vedem și mâine seară la Debarcader cu o primă seară de jazz. La sfârșit îmi permit o poantă. O colegă de-a mea mă întâlnește acum câțiva ani de zile, pe care nu mai văzusem de vreo 10 ani și strigă, hei! Ce faci? Zic, bine, ai turbat cât vrei să mai... Că iarăși în ziar că ai concert. Păi, zic, da. Și de-a când vrei să termin? Zic, eu am aranjat cu Old de Sus, eu când termin ca Mahalia Jackson. Ca cine? Ca Mahalia Jackson. Păi, de ce? Păi, măi, ia la ultimul concert, bis, iar să... Bis, și n-a mai... S-a deschis fata acolo. Și a dat. Și ce ești groaznic.
despre libertatea muzicii și muzica libertății. Discut, dragi prieteni, în minutele următoare cu domnul Ion Munteanu, care a fost puțin mai devreme menționat de maestrul Horia Dinu Nicolaescu, și mă bucur mult de tot pentru că în această seară sunteți la un asemenea eveniment și avem o poveste frumoasă transpusă în această carte. În primul rând, felicitări și acum, pentru câteva momente, povestea în linii mari, vă rog. Mulțumesc. Povestea în linii mari, datorită acestei cărți, maestrul Nicolaescu s-a reîntors în Oltenia, el fiind vlăstar de boieri olteni, cu moșii în Bratovoiești, mii de hectare în Bratovoiești, acolo unde bunicii dumnealui a construit școala și biserica dintr-un sat, a revenit în Oltenia pentru a scrie împreună această carte, pentru că eu am considerat că valorile noastre autentice, naționale și în primul rând locale, trebuie să revină în țara noastră și în Oltenia, de unde au plecat. Este o carte despre viața maestrului, o carte de interviuri de tip Povestea vieții, care s-a tradus în limba germană și care a cunoscut un succes în Germania datorită poveștilor maestrului despre viața dumnealui și a părinților și a bunicilor în Oltenia și în Germania. Minunat! Deci iată cum poveștile până la urmă nu rămân așa doar în amintirea unor oameni extraordinari, ci devin aici negru pe alb dovezi ale unei istorii și asta ne onorează. Cred că sunteți mai mult mândru de talentul pe care îl aveți când scrieți, pentru că puteți, iată, pe parcursul anilor să luați asemenea interviuri și să îi bucurăm pe cei care iubesc frumosul. Așa este, este cu adevărat o poveste adevărată, spre deosebire de poveștile din ultimul timp pe care le scriu eu aproape adevărate, pentru că sunt mai literaturizate. Deci maestrul a revenit și a fost acceptat și a fost integrat în Oltenia datorită unei cărți publicate în Craiova și reeditată și ediția în limba germană, care a cunoscut succes la München. Asta este povestea, o poveste care aduce, o carte care aduce acasă o personalitate. Și mă bucur mult de tot că am putut prin acest stil, prin această carte să aduc acasă și să bucur prin maestru Nicolaescu craiovenii de muzica dumnealui, care este cu adevărat magică. Serenade, flying in G6 jets over woodland glade. These are canapes, not hand grenades. That's the choice we made. Go USA or Taliban chic. If you got a massive hand or a tiny feet, life and two lemon fans, those lemonade. It's the choice we made. I'm gonna sell soda pop, soda, Yoda, pop you up. We like the buzz, we gon' like it live. We go on strike. We're not scab, scab, scab. Scab, scab, scab. The love we lost when no one say it's the choice we made. Choice we made. They wanna know about the clothes we wear. Yeah, we swing both ways. But who stays there? As long as we get paid, we don't care. The choice is there. So. We dance to the fire, it's all that matters now.
Again, the resistance, we are the business. Blah, 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 continuăm, dragi prieteni, emisiunea noastră Caravana TVR3. Iată astăzi o ediție de aici, de la TVR Craiova, transmisă de la Muzeul Cărții și Exilului din Craiova și în minutele următoare voi sta de vorbă cu Ana Maria Reșceanu, curator aici la Muzeul Exilului. Îți mulțumesc mult de tot, Ana, pentru că vii cu mai multe detalii. Vorbisem în urmă cu ceva timp cu maestru Horia Dinu Nicolaescu despre ce a reușit așa să aducă din sufletul domniei sale, din amintirile sale, în acest muzeu, pentru a-i bucura pe cei care până la urmă vin cu întrebarea: cine este domnul Horia Dinu Nicolaescu? Salvează-mă, te rog! Da, domnul Horia Dinu Nicolaescu este unul din donatorii noștri foarte dragi, foarte dragi sufletului nostru. Este născut aici pe plaiurile noastre oltenești, mai exact la Bratovoiești. Dânsul este foarte legat atât de Craiova cât și de tot județul Doj. Colaborarea noastră cu dumnealui a început în anul 2022, când dânsul a participat la festivalul de jazz care se ține aici la noi la Crova, deja este de renume. Și atunci, participând, a venit, a găsit deschiderea necesară la noi, la domnul Lucian din Dirică, și am pus bazele acestei frumoase colaborări. Dânsul ne-a donat o multitudine de obiecte personale, de cărți din biblioteca personală a dumnealui, foarte multe CD-uri, foarte multe DVD-uri de la concertele formației Chico's Band. Avem afișe foarte multe din concertele dumnealui, avem foarte multă corespondență care este inedită pentru noi, corespondența tot timpul este cea mai interesantă. Avem de asemenea foarte multe articole din ziare. Aș vrea să spunem prietenilor care ne urmăresc, pentru că noi filmăm acum pentru această emisiune frumoasă Caravana TVR3, ce poate fi urmărită de pretutindeni din toată România, cum pot veni iubitorii de frumos aici la Muzeul Cărții și Exilului Românesc să viziteze această expoziție inedită, aș putea să spun, cu marea majoritate a exponatelor în exterior. Da. Această ultimă expoziție a pictorului Bogdan Alexandrov din Bulgaria este prima de acest fel organizată de către muzeul nostru cu o mare parte din operele dumnealui în exterior. Este o provocare și pentru noi, pentru că o să vină toamna, expoziția va putea fi vizitată în incinta muzeului, asta înseamnă atât în curtea muzeului, cât și în interiorul muzeului, până pe data de 31 decembrie. Deci, indiferent de vreme, noi sperăm că vom avea vizitatori. Programul de lucru al muzeului este de marți până duminică, între ora 9 și ultima intrare la ora 16:30. Colegii mei împreună cu mine vă așteptăm cu drag, bineînțeles. În cadrul muzeului pot fi vizionate peste 40 de colecții, avem peste 40 de donatori, avem foarte multe picturi, foarte multe sculpturi, cât și foarte multe cărți, carte veche, cărți inedite, foarte multă corespondență, foarte interesante. Vă așteptăm cu drag tot timpul, avem porțile deschise, vă așteptăm cu drag și sperăm într-un număr cât mai mare de vizitatori tineri.
tineri. Avem un spațiu la mansardă multimedia amenajat în special pentru tineret. Am avut un proiect de curând, vizionare de film pentru copiii preșcolari, a fost un succes. S-a întins pe parcursul a 4 săptămâni, da, și a fost un real succes și de aceea vă spuneam, așteptăm cât mai mulți tineri să vină să ne calce pragul muzeului. Sigur, cu toate aceste argumente îi determinăm pe prietenii noștri de ce nu să-și noteze acolo în agenda, să vină la Craiova. Muzeul, încă o dată spunem, de marți până duminică are porțile deschise și au cu siguranță ce să vadă. Și tot timpul vor găsi aici o surpriză din partea noastră, tot timpul avem colecții, da, pe care, din care mai descoperim lucruri inedite și pe care le scoatem și le prezentăm. Deci tot timpul va fi o surpriză. Perfect, mulțumim mult de tot, spor în tot ceea ce face și să ne revedem cu alte proiecte frumoase pe care să le împărtășim prietenilor noștri și îi rugăm pe telespectatorii de pretutindeni să mai urmărească o secvență muzicală. Jazzul este așa în mare forță astăzi aici de la Craiova. What a day this has been. What a realm that I'm in. Why it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. And it's almost like being in love. All the music of life, it seems to be like a bell that is ringing. Stăm de vorbă cu domnul Bogdan Alexandrov, artistul plastic bulgar care are deschis o expoziție aici la Muzeul Exilului. Bună ziua și ne bucurăm că vă cunoaștem. Bună ziua, la fel. Da, domnul Bogdan Alexandrov este unul dintre cei mai cunoscuți artiști vizuali din Bulgaria și iată a venit aici la muzeu cu o expoziție care se numește Curgere Inversă. De unde titlul ăsta? De ce Curgere Inversă? Face parte dintr-un proiect mai mare de al meu, care i-am pus numele Enantiodromie,
vine de la conceptul de filosofic de Antiodromie sau dorința orice treabă odată născută să se întoarcă inversă, să ajunge începutul ei. Nu știu dacă mă exprim bine. Da, să se întoarcă la origini, cum ar veni. La început. La începuturi, sigur că da. Și văd că aveți o obsesie pentru portret. Știu că aveți și un doctorat în portret. Da, da. Da. Peste tot vedem portrete făcute în diverse maniere, probabil din perioade diferite ale creației dumneavoastră. Da. Portretul în artă contemporană nu înseamnă neapărat portret de persoană. Portretul poate să fie portret de societate, portret de mai multe întâmplări. În același fel sunt gândite și portretele mele. Ele nu sunt fix legate. Am avut o expoziție care se numea Portrete fără de nume. Nu sunt fix legate la aceea, chiar că conceptul pleacă de la o persoană fizică, dar dincolo nu mai e neapărat portretizare, da, dar este și, da, o dorință de a mai mult decât un portret să prezinte. Dar vorbeam despre de ce portret și nu altceva, de ce n-ați mers pe peisaj sau pe alte lucruri? E ceva care v-a stârnit lucrul ăsta în, eu știu, mai demult, în perioada tinereții sau... A, da, portret... E ceva care îmi dă voie să introduc zgomotul. Să introduc, deci eu am creat o tehnică care se numește zgomot vizual, da, și acest zgomot e foarte legat de persoana fizică, de un personaj. De trăsături. Da, și atunci probabil cumva pătruns portretul, eu nu-mi dau seama cum exact, da, s-a întâmplat asta. Da, sunteți din Vidin, deloc. Da. Da. De aici, de lângă Calafat, da, de lângă România. Hai să vedem începuturile dumneavoastră sau cum a început colaborarea cu românii, da, cu calafetenii și, da, în general. Da, da. Eu am crescut la malul invers a Dunării, nu știu cum, sau drept sau stâng, nu știu, da, cum. Da, da, depinde cum îl privești. Dar pentru mine era un vis, asta ce se întâmplă, era foarte departe. Eu stam la malul Dunării și mă uitam în malul celălalt și pentru mine era o mare dorință să știu ce se întâmplă acolo. Era ceva care nu poți să-l atingi, nu poți să, da, ajungi acolo și un mare vis am avut să cunosc. Copil fiind. Fiind copil, da, da. Atunci, după ce s-a schimbat și a fost posibil să merg, prin asta am învățat și limba română, să vorbesc română. Chiar că este și limba natală a mea, dar era o limbă mai... Da, așa, dar pe care, da, nu o utilizați în fiecare zi. Sigur, da. Și atunci s-a întâmplat să fac o expoziție. Am avut o prima invitație la Reșița prin domnul Dan Vană, marele prieten al meu. Am devenit mare prieten după asta, da, o viață întreagă. Și așa s-a întâmplat încolo, cu mai multe expoziții, cu tabere de creație, cu cunoștinți, cu mai mulți artiști. Da. Da, și așa am descoperit arta în România. Pentru mine era foarte interesant să știu asta și foarte important. Și cred că în ceva mic am prins din asta. Da, știu că ați avut expoziții la taberele de folk organizate la Calafat de Dan Vană. Am avut în mai multe părți în România, da. Reșița, în Timișoara, am arătat, am participat în mai multe expoziții în București, expoziții de grup. Am fost organizator de expoziții. După 2000 sunt director la Galerie de Artă de la Vidin și cu asta am organizat mai multe expoziții. Da, în România am făcut mai multe, da. Da, iată, sunteți prezent la Muzeul Exilului din Craiova. Ce știți despre acest muzeu? Adică aveți idee? Da, da. Eu am, prin întâmplător,
prin o prietenie cu unul dintre din restauratorii muzeului, Doru Sinescu. Am fost în timpul când se restaura muzeul ăsta, câțiva ani în urmă. Da. Și mi se vedea foarte important asta ce se face și am fost foarte impresionat și îmi imaginam spațiile cum poate să fie expuse lucrările mele. Era un vis, da? Da. Și iată că acum asta se întâmplă, visul. Da. Da, pentru mine e o minune. Da, veniți aici pentru că Bogdan Alexandrov are lucrările expuse și în interiorul muzeului, dar și afară se pot vedea. E o atmosferă, așa cum se spune și în afiș, de emulație culturală. Da. Da, mi se pare foarte important asta ce se întâmplă aici și eu mă simt foarte onorat și cum se spune, rămânește cuvintele, nu? Impresionat. Da, impresionat, da. Da. Continuăm, iată, ediția de astăzi a emisiunii noastre Caravana TVR3. Se aud așa acorduri atât de îmbietoare ale muzicii jazz, iar în acest spațiu absolut neconvențional putem admira câteva opere aparte. Este vorba despre un vernisaj care doar ce s-a deschis aici la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, iar doamna Claudia Mandi, curatorul acestei expoziții, ne va da mai multe detalii. Mă bucur mult de tot să avem acest dialog pentru prietenii care, de ce nu, iubesc frumosul. Bună seara! Cu expoziția Curgere inversă a artistului Bogdan Alexandrov, Muzeul Cărții și Exilului Românesc urmărește misiunea sa specifică, aceea de a crea un dialog între trecut și prezent, expunând opera unui artist ca și Bogdan Alexandrov, ce știe să interpreteze magistral nu numai timpul actual, dar și trecutul și are capacitatea vizionară de a se proiecta în viitor. Bogdan Alexandrov este un prieten al nostru, al românilor, este un artist din Bulgaria, de-a lungul timpului a dezvoltat prietenii, mai ales cu artiștii din zona Olteniei, are doctorat în arte vizuale, este deținător unei rezidențe artistice la Cité International d'Art de la Paris, cea mai importantă bursă pe care statul francez o acordă artiștilor străini. Și această expoziție are acest titlu așa intrigant, Curgere inversă, pentru că Bogdan face o reîntoarcere în trecut, o curgere inversă în istoria artei, în general în pictura occidentală, flamandă și spaniolă, pictura barocă, în special Rembrandt și Velázquez, dar are și capacitatea vizionară de a interpreta aceste opere în cheie contemporană cu sufletul artistului modern. Nu este ușor să pictezi capodopere, lucrări celebre, pentru că asta implică să te ridici la înălțimea acestora. Nu orice artist se lasă prins în astfel de teme, însă în cazul lui Bogdan, care stăpânește magistral tehnica flamandă și este atât de dezinvolt și lucrează cu atâta libertate, aceste dimensiuni uriașe care se impun ochiului nu numai datorită monumentalităților, ci în primul rând tehnicii extraordinare și libertății depline cu care pictează. Atrag privirile aceste lucrări și suntem ferm convinși că până în decembrie, când iată această expoziție va fi găzduită aici la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova, va fi admirată de cât mai mulți pasionați de culoare, de artă, de frumos. Mulțumim mult de tot, un gând pentru cei care ne urmăresc și poate dincolo de această expoziție ar mai găsi un motiv de ce să vină în Craiova, dacă vin cu această întrebare în încheierea dialogului nostru, v-aș ruga. Eu sunt fericită că în orașul nostru expandează aceste spații dedicate artei. Să nu uităm, cândva orașul nostru a fost
așa un pol cultural al țării noastre și aici au trăit oameni extraordinari și nu ne putem dori decât să avem și noi o curgere inversă, așa cum ne propune Bogdan, să ne reinventăm sistemul de valori. Mulțumesc mult de tot. Așa cum spuneam, dragi prieteni, se auzeau la începutul dialogului nostru acele acorduri ale muzicii jazz. Ei bine, să-i urmărim în minutele următoare pe cei care pentru o seară au făcut ca aici pereții, toată această zonă frumoasă de aici, de la Muzeul Cărții și Exilului din Craiova, să răsune a jazz. Maestrul Horia Dinu Nicolaescu, sigur o să vă încânte în minutele următoare. Atât de bucuroasă că sunt prezentă astăzi aici, pentru, în primul rând pentru Bogdan Alexandrov, care este un artist care m-a uns pe suflet și care m-a surprins atât de plăcut, dar toată ambianța și tot ce se întâmplă în seara asta a fost încântător și mă bucur că, uite, ne-am și reîntâlnit. Suntem de vorbă cu prietenul nostru Dan Vană de la Calafat,
omul care se face vinovat, între ghilimele, de multe evenimente culturale de acolo și de pe aici și care, iată, l-a însosit pe Bogdan Alexandrov aici, la evenimentul nostru, la Muzeul Exilului. Bună ziua, Dan, și bine ați venit! Bine te-am găsit, Doru, bun găsit telespectatorilor. De această dată sunt invitat, într-adevăr îl însoțesc pe Bogdan Alexandrov la această expoziție, la acest eveniment de excepție, zic eu. Ești un fel de ghid, cum a venit pentru el? Așa, da. Și omul care îl știe de la noi de aici, cel mai de mult, adică am înțeles că de vreo 30 de ani. Am fost la... Așa este, cred că sunt chiar 32 de ani. Am fost la multe expoziții organizate și realizate de Bogdan Alexandrov în Bulgaria și în România, pe la, de la Plevna, Sofia, Vidin, neapărat acolo unde Bogdan este și directorul Galeriei de Artă, la Muzeul de Artă Calafat, la Reșița, la București, peste tot l-am însoțit pe prietenul Bogdan Alexandrov, care este și foarte apreciat în țara vecină. Dacă o să îi căutați palmaresul pe internet, o să vă dați seama ce artist, de ce calibru este, nu numai în pictură, dar și în artele vizuale. El are filme premiate la concursuri internaționale. Este un artist vizual în adevăratul sens al cuvântului. Și consistent, numai dacă vorbim despre expozițiile pe care le-a avut în capitalele mari ale Sigur că da, și de colecțiile particulare și de stat care din toată lumea care îi dețin lucrări. Eu sincer nu eram foarte încrezător în reușita acestei expoziții, știind simezele Muzeului Cărții și Exilului Românesc, dar acum consider că expoziția Bogdan Alexandrov nici nu se putea face în altă parte. Sigur. Felicit organizatorii, felicit organizatorii, pentru că este o expoziție foarte reușită, bine gândită și în spații exact cum îi plac lui Bogdan, ușor neconvenționale și spații unde tablourile lui de dimensiuni mari și foarte mari să poată respira și să poată fi apreciate la adevărata lor valoare. Datorită prieteniei dintre voi doi, care durează, așa cum am spus, de peste 30 de ani, iată, l-ai adus la taberele folk organizate la Calafat, adică tot în niște spații neconvenționale, să zicem așa, și într-un mediu cumva muzical. Și nu numai, da? Bogdan are meritul de a da ideea unui slogan al taberei, pentru că m-a întrebat cu mulți ani în urmă dacă orașul Calafat are un slogan. Pentru că în Bulgaria fiecare oraș este recunoscut și după sloganul pe care îl are. Ai zis Mensana incorpore sano, te gândești la Varna. Da. Zic. Da. Și eu zic nu. Noi în România nu avem așa tradiție. Așa tradiție, da. Dar m-am gândit că o expresie rostită de regele Carol I la Calafat localizează cumva și lingvistic orașul Calafat pe harta țării. Asta e muzica ce-mi place. Și iată că expresia asta se folosea și se potrivea foarte bine taberei folk, unde muzica de un anumit gen artistic era în față. Și atunci, asta e muzica ce-mi place, a devenit sloganul taberei folk la ideea lui Bogdan Alexandrov, care tot în acel an a realizat și sigla taberei folk, pentru că lucrările lui de atunci aveau ca element principal o spirală, iar filozofia, pentru că în tablourile lui Bogdan filozofia este prezentă tot timpul, sunt idei ascunse și idei care ies în față și atunci era spirala și repede a făcut o spirală și a spus asta e sigla taberei folk, sunt valurile Dunării, sunt corzile chitării în vibrație și așa mai departe, 5 semnificații, iată 6 spirale, 6 corzi. Sigla era gata. Așa că, da, colaborarea mea cu Bogdan Alexandrov e veche și pe multiple planuri. Sunt lucruri date care nu se știu, pentru că eu știu de slogan, știu de siglă, știu de multe, dar nu știam că, iată, artistul pe care îl cumva îl expunem astăzi e autorul lor. Și e foarte bine că... Și mă bucur să dețin în colecția mea personală 10 lucrări semnate Bogdan Alexandrov.
just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. I pay for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. And there will come a day when youth will pass away. What would they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. And everywhere I go, gigolo, people gigolo, know the part gigolo, I'm playing. Gigolo, gigolo, gigolo. I pay for every dance. Gigolo. Selling each romance. Gigolo, gigolo, oh, gigolo, what they say. Gigolo, gigolo, gigolo. There will come a day when youth will pass away. Oh, what would they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I got nobody. Oh, there's nobody to care for me. There's nobody to care for me. Sweet mama, come take a chat with me, 'cause I am so bad. Oh, I'm so bad. Buzzly, buzzly, bop, dilly bop. Asemenea seară plină de aceste acorduri unice ale jazzului, nu se putea să nu fie prezentă la acest eveniment aici la Muzeul Cărții și Exilului Românesc Ivona, prietena TVR Craiova, managerul Filarmonicii Oltenia Craiova, așa radiant și clar, savurând fiecare notă, cred că nu greșesc. Este o seară minunată, e o atmosferă extraordinară și iată că muzica ne aduce pe toți împreună. Avem ocazia să admirăm tablourile unui artist bulgar, să ascultăm un
un român plecat de zeci de ani din țară și iată-l reîntorcându-se la Craiova, să ascultăm acest jazz atât de energic și atât de... care ne ajută să ne păstrăm bună dispoziție în curtea unui muzeu și să fim înconjurați de oameni atât din zone culturale diferite. Practic, ce se întâmplă aici este un prilej de a ne reîntâlni, de a ne revedea după o vară plină și de a începe împreună o toamnă ce se anunță a fi extraordinară, plină de evenimente frumoase în Craiova pentru locuitorii Craiovei și suntem absolut fascinați și bucuroși că putem lua parte la acest eveniment. Chicos Jazz Orchestra și Oltenia Big Band în această seară la Gala personalităților culturale. The ocean hug the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Sway me now, sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me, you have a way with me. Dragi prieteni, în finalul acestei serii, așa plină, absolut de culoare, de muzică, de oameni frumoși, voi discuta chiar cu directorul acestei instituții de cultură de aici, din municipiul Craiova. Și Mihaela Dudău, mulțumim mult de tot și felicitări pentru o altfel de gală, să spunem, cu puțin din fiecare, cu vernisajul unei expoziții, cu aceste două banduri extraordinare de jazz. Cum sunt aceste momente când se trage linie și cred că am scăpat clar de emoții? Nu am scăpat chiar de emoții, dar încheiem o seară minunată în care ne-am întâlnit ca într-o mare familie culturală cu personalități culturale craiovene, pentru că noi azi am sărbătorit Gala Comunității Culturale din Craiova, un proiect al Teatrului Național pe care noi l-am preluat și pe care îl dăm la mai departe. Sper ca toți invitații noștri să se fi simțit foarte bine, pentru că noi ne-am dat într-adevăr tot interesul.
Asta sigur s-a întâmplat, s-a văzut aici așa atmosfera extrem de caldă, de prietenoasă și așa cum am spus, muzica și-a făcut până la urmă acolo rolul ei și tablourile artistului rămân, înțeleg, până în decembrie. Decembrie, da? Pe 31 decembrie, da. Rămân în interiorul galeriei de la mansarda muzeului, dar vă invităm în fiecare zi de marți până duminică să vizitați colecțiile muzeului, pentru că sigur veți descoperi lucruri foarte interesante. Mulțumim mult de tot și felicitări pentru tot ceea ce faceți și să fie începutul așa în toamna aceasta, la fel cu proiecte foarte, foarte frumoase și să ne chemați pentru a le promova și a le duce în casele tuturor prietenilor noștri. Vă mulțumim tare mult!
Dragii mei, ne bucurăm că ați fost alături de noi în Caravana TVR3 astăzi. Sperăm că așa v-ați simțit minunată. Am avut jazz, am avut artiști, culoare, acest spațiu de poveste. Cred că sunt toate motivele să veniți și voi măcar o dată la Craiova. La Muzeul Exilului, chiar. Fiți atenți, exact. Și data viitoare, cine știe pe unde ne mai duc drumurile Olteniei. Așa că rămâneți alături de TVR Craiova, de TVR3 și pe curând. Sănătate și numai bine, mulțumim!